dragilor! Sunt Abi și astăzi am să vă prezint o rețetă tradițională din bucătăria spaniolă. Este vorba despre tortilla de cartofi. Mi-a plăcut foarte mult, iar copiii mei cer să le fac această rețetă foarte des. Este ușor de preparat, are puține ingrediente și este super gustoasă. Dacă vrei o mâncare consistentă la micul dejun, cu siguranță vei găsi în orice restaurant din Spania această tortilla de cartofi. Însă am observat că românii care trăiesc în Spania o prepară cu mai puțin ulei și lucrul acesta mi-a plăcut foarte mult. Haideți să-i dăm drumul la treabă! Pentru această rețetă avem nevoie de doar 3 ingrediente: cartofi, ouă și ceapă și puțin ulei. Ok, mai întâi ne apucăm de curățat cartofii. După ce am curățat cartofii, ceapa și le-am spălat, tăiem ceapa julien, iar cartofii în jumătate, apoi în felii subțiri. Punem uleiul de măsline într-o tigaie antiaderentă, peste care adăugăm ceapa, cartofii și apa. Nu lăsăm uleiul la încins. Lăsăm la foc mediu pentru aproximativ 15 minute sau până sunt gătiți cartofii complet. Avem grijă să amestecăm din când în când, dar nu prea mult, ca să nu rupem feliile de cartofi. Punem cartofii la scurs într-o sită. Spargem ouăle într-un vas, adăugăm sare și piper după gust și amestecăm cu furculița până la omogenizare. Într-un bol încăpător adăugăm cartofii scurși bine, peste care punem și ouăle bătute. Aici fiecare poate adăuga după preferință ton, legume sau pui, bineînțeles gătite înainte. Amestecăm totul până la omogenizare și adăugăm compoziția în tigaia încinsă, în care am pus puțin ulei de măsline. Lăsăm la foc mediu aproximativ 6 minute, după care, cu ajutorul unei farfurii, o întoarcem și pe cealaltă parte. Lăsăm iarăși la foc mediu pentru alte 6 minute. Haideți
să vedem ce a ieșit. Răsturnăm tortilla pe un platou, după care putem să o servim caldă sau rece, ca aperitiv, mic dejun sau chiar la prânz împreună cu salata preferată. Super! Miroase foarte bine! Și acum partea cea mai așteptată, în care vom degusta ce am pregătit. Vin prădătorii! Nu e așa că arată ca un tort? Da. Ce zici, nu e un tort? Nu. Dar ce e? E tortilla. Ok, hai să vedem ce a ieșit aici. E nerăbdătoare? Da. E nerăbdătoare? Da. Așteaptă puțin. Opa. Delicios. Mai bun decât la restaurant. Super! Sper că vă este de folos și această rețetă și o veți încerca. Sunt sigură că și la voi în bucătărie, cartoful este campion și pe placul tuturor. Înainte să închideți, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. Poftă bună și la revedere! La revedere! Mai rămâne și mie? Ceva bun. E foarte bună. Să nu mi-o mănânci pe toată. E bucată pe toată. Nu am mâncat-o toată.